Bună seara tuturor, sunt Arotela cu etalarea pentru septembrie, pentru cei născuți cu soarele, luna sau Venus în semnul racului. Am amestecat cărțile și am ținut să vă arăt câteva scurte mesaje. A apărut lumea. Unii dintre voi încheiați un capitol pe care trebuia de foarte mult timp să-l încheiați. Poate unii dintre voi circulați prin lume sau ați ajuns la un statut de profesional, de mare profesionist. Dar trecând peste asta, încheiați un capitol. Pentru mine, lumea reprezintă Saturn, varianta pozitivă. Ați învățat lecția într-o privință. V-a apărut apoi 9 de băte. Poate ați avut de-a face cu cineva care v-a blocat. 9 de băte, după cum vedeți, este o persoană foarte precaută, rănită, care v-a blocat. Poate voi v-ați blocat, ce? Justiția divină. Oricum, că cineva v-a blocat, că voi v-ați blocat, ați învățat lecția în această situație și vine justiția divină și face dreptate. Vom vedea acum. Poate unii dintre voi aveți a face cu o balanță. Sau cu o persoană care lucrează într-un domeniu în care este necesar o minte clară și corectă. Amestecăm încă un pic. Rac. Soarele, luna, Venus, ascendent în rac. Septembrie 2019. Ok. Rac. Cruce celtică. Central. Oh, interesant, nu vedeți? Iar a apărut. S-ar putea să fiți voi, dacă nu e altcineva. Voi răniți după multe încercări, după multe lupte, după multe experiențe. Repet, este posibil, dacă nu sunteți voi, să fie o persoană, nu e obligatoriu să fie semnul berbecului, aleului sau săgetătorului. Poate să fie orice altă persoană care, din cauza situațiilor prin care a trecut, încă stă în picioare, dar, după cum vedeți, se sprijină. Se sprijină pe ce? Pe experiențele anterioare, dar nu e tocmai deschisă să primească experiența cu care are de face. 9 de băte. Provocarea, wow, provocarea sau blocajul, depinde cum vreți voi să luați situația, este 8 de cupe. Ați putea fi voi, pentru că este semn de apă, sunt cupe, da? Dar nu e obligatoriu. 8 de cupe, 8, luna august, poate de prin august ați început să simțiți că, de fapt, cupele acestea trebuie lăsate în urmă. Probabil că această lună nouă din septembrie, de la începutul lunii septembrie, sfârșitul lunii august, început de septembrie, această lună nouă din fecioară, vreau să zic, va ajuta să vă hotărâți să lăsați în urmă ceea ce nu vă mulțumit emoțional și nu doar. Și unde mergeți? Nu mergeți așa neant. Mergeți către 9 de cupe. Mergeți către ceea ce vă face fericiți. Trecutul îndepărtat? 10 de monede. Poate să fie un semn de pământ. Poate să fie o familie, poate să fie, nu neapărat că ați fost căsătoriți, poate nu toată lumea a fost căsătorită, poate să fie niște principii în care ați fost crescuți, familia în care ați fost crescută, voi sau ei. Niște chestiuni legate de bani, de moșteniri, oricum, fiind 10, este încheiere de ciclu. Repet, poate unii dintre voi ați avut de-a face cu un semn de pământ, capricorn, fecioară sau taur, dar nu e obligatoriu. Poate în trecut v-ați gândit foarte mult la tot ceea ce zice familia, pentru că voi reprezentați casa a patra a familiei și pentru voi contează ce spune mama, tata, unchiul, cum sunteți văzuți în familie, cum vă construiți această familie. Poate în trecut v-ați plecat urechea prea mult la aceste concepte. Vom vedea acum dacă sunt învechite sau încă merită ascultate. Trecutul apropiat. Vai, ce frumos! Jupiter în mers direct. Jupiter sau o persoană ori săgetător, ori pești, ori cu marcaj puternic pe Jupiter.
Poate are Jupiter în ascendent sau eu știu în ce casă de forță. Poate pur și simplu voi, Jupiterul vostru a fost marcat în tranzit de o planetă, de o situație și începeți. De curând, în ultima vreme, ați început să schimbați roata norocului, să vă schimbați viața. Către ce? Către destinul vostru. Posibil către abundență, pentru că lăsați în urmă ceva, eventual lăsați niște blocaje, cineva v-a blocat. Sau, cum facem adesea, toți ne blocăm singuri pentru că nu avem încredere, pentru că ne pasă prea mult ce spune societatea sau familia. Lăsați în urmă. Ați început să lăsați. Poate v-a ajutat foarte mult să ascultați niște etalări de tarot. Poate ați, unii dintre voi, ați auzit ceasul divin. Ați simțit că este, că se apropie momentul schimbării. Și probabil că faceți, ați început mici pași, acum faceți mai mulți pași către această schimbare. În timp divin. În timp divin, da? Întâlniri karmice de destin. Poate niște, ați întâlnit în unii dintre voi, ați întâlnit niște oameni cu marcaje pe Jupiter sau oameni cu care aveți niște relații karmice și aceste întâlniri v-au schimbat oarecum destinul. Către bine, zic eu. Haideți să vedem. O, da! Doamna aceasta aduce multe schimbări. Și lângă Jupiter, eu zic că e de bine. Vom vedea în continuare. E casa 8-a Scorpionului. Este Pluto. Energia aceasta foarte profundă, uneori dureroasă, care transformă. Dar transformă către ce? Către renaștere. Dacă vin schimbări, dacă vin despărțiri, dacă vin situații intense, vin cu un scop. Să vă aducă mai aproape de norocul vostru, de renașterea voastră, de o nouă viață, de o nouă dimensiune. Foarte intense. A doua arcană majoră pe care o aveți. Viitorul apropiat. 2 de monede. Ori un semn de pământ încă jonglează o situație între voi și altcineva, ori voi sunteți obligați să jonglați o situație. Dar, care ține de bani, de relații, emoții, da, emoții, bani, vom vedea cum le veți administra. Însă, ca să ieșiți din acest dans nebun, trebuie să lăsați o monedă în urmă. Trebuie să lăsați un proiect, un personaj, o relație, o situație, ca să vă puteți concentra pe ce? Pe unul, da? Pe un nou început despre care vorbește și moartea. Pentru unii dintre voi, poate un semn de pământ să jongleze între voi și altcineva sau alt job sau eu știu ce, altceva. Și din acest motiv să vă blocheze acest Jupiter. Oricum voi, aici cred că sunteți voi, vă doriți să vă detașați către evident, către transformare, către bucurie. Sfatul este interesant. Primele spade, regina de spade. Sfatul este să fiți logici. Da? În momentul în care vă detașați, deveniți logici. Și dacă la un moment dat jonglați, da? Cum jonglez eu acum cu aceste obiecte, jonglați, lăsați unul și vă concentrați, îl despicați, îl analizați. Dar pentru asta, ca să despicați, să analizați, vă trebuie logică, vă trebuie curaj și detașare emoțională. Trebuie să tăiați ceva, probabil blocajele acestea, probabil acest jongleur. Vom vedea. Oricum trebuie să fiți cool. Sper că înregistrează, da? Exterior interesant, împărăteasa. Exterior
Un semn venusian, poate să fie taur, poate să fie balanță, poate să fie orice alt semn. Poate să fie o mamă, poate să fie o amantă, poate să fie mama unor copii într-o poveste. Este personaj, influență exterioară. Poate să fie un proiect frumos, pentru că e Venus, care are șansă de creștere, dar asta numai când se renunță la una din cele două monede și vă puteți concentra, da? Și asta după ce faceți transformarea pe care acest Pluto vă cheamă, da? Să o faceți și să mergeți mai departe cu acest Jupiter, să mergeți să vă descoperiți abundența, norocul, Jupiter spiritualitate, daruri frumoase că țin de Venus. De ce vă este frică? De 5 de monede, logic, vă este frică să nu stați prea mult să regretați pierderea, dar orice pierdere, de fapt, nu este pierdere, este transformare. Vă este teamă că nu vă puteți detașa și că veți rămâne să vă gândiți la trecut. Dar nu, e doar o teamă. Ce vă doriți? 8, iar 8, iar monede avem 2 de 8. Iar monede ați avut și aici, la 10 și la 2. Vă doriți să vă concentrați pe munca voastră și mai ales pe transformarea și dezvoltarea voastră. Să vă implicați în acest proces total, concentrați. Fiecare pas, fiecare monedă e un pas în această creștere și renaștere. Evident, unii dintre voi vreți să vă concentrați pe muncă, să fiți independenți în cazul în care vă detașați de o familie, de un concept tradițional, că aici reprezintă și tradiții. Vreți să vă concentrați pe voi, să vă faceți banii voștri, să deveniți un master în ceea ce, un maestru în ceea ce, eu știu, știți să faceți. Poate unii vreți să vă dezvoltați noi abilități. Fiecare monedă reprezintă o calitate. O îndemânare, vreți să vă descoperiți noi calități, cum am spus. O, da, frumos. Finalul ar fi iar un al 8, 8 de spade, 4 de cupe și am revenit la temperanță. Probabil că după o perioadă în care, pentru că aveți blocajul aici în centru, aveți și blocaj emoțional, o perioadă în care vă veți simți oarecum că nu găsiți soluții la o situație, veți sta într-o stare de nostalgie cu gândul la trecut, la un trei de cupe, la trei prieteni, la ce-o fi, veți avea curajul să vă tăiați singuri aceste legături, mai mult iluzorii, și să ce? Să vă vindecați. Emoțional, spiritual, că avem aici iar o moarte și să creșteți sub influența acestei frumoase energii. Că e o energie, că e un proiect, că este un personaj, voi știți. La capătul acestui set de cărți, ce aveți? Luna, aici sunteți voi. Secrete, coșmaruri, frici, dar zic eu, în legătură cu viitorul vostru. Asta pentru că la un moment dat v-ați simțit lăsați de izbeliște într-o relație, poate iar cu un semn de pământ, dar după ce v-ați simțit oarecum așa în frig, în legătură cu cineva, aici sunt două personaje, da? Descoperiți că lăsați acest jongler și vă concentrați, cum am zis mai devreme, pe un singur proiect, pe un singur proiect care va aduce mari beneficii, pasiune, creativitate și aute. Vă apropie de un suflet pereche, de un suflet geam în care va aduce, poate să fie și colaborare la locul de muncă, care va aduce victorie. Da, trecerile sunt mai grele, dar nu e imposibile, pentru că toți am avut de-a face
Toți am trecut prin asemenea situații. Cu spadele ante pentru cei cu soare, luna, Venus, ascendent în rap. Cu spadele ante. Cărțile sunt amestecate, le-am mai amestecat odată. Rac, soare, luna, Venus, ascendent în rac. Un sfat. Take a chance on love. Angajați-vă în această călătorie și în momentul în care vă angajați în această călătorie, viața voastră se va schimba definitiv. Această călătorie Jupiter, da, care implică transformare și dragoste. Sfatul este să-i dați șanse dragostei. Când iubim, viețile noastre se transformă definitiv. Dar pentru asta trebuie să lăsați în urmă niște concepte poate învechite, tradiționale, 10 de monede. Da? Eventual puteți să lăsați în urmă și luna, fricile, grijile, senzația asta de frig lângă cineva, să stați lângă cineva și să vă simțiți neîmpliniți. Există și un romantism, o posibilă relație romantică pentru cei care aleg această dragoste, dau șansă dragostei. Dar nu este o dragoste veche, este o dragoste nouă care vă ajută să renașteți. Nu vă gândiți musai la cineva din trecut. Eu cred că e o persoană care vine, vai ce frumos, care vine din împreajmă în curând. Aveți aici un te iubesc. Am mai apărut la câteva zodii. Probabil că la nivel colectiv este nevoia de exprimare a sentimentelor noastre. Poate că voi trebuie să spuneți, poate cineva vă va spune că vă iubește. Sunt niște cuvinte sacre pe care nu le putem spune oricând, oricum, oricui. Faceți ceva pentru cineva și demonstrați dragoste. Voi știu că iubiți, dar uneori racii nu arată. Nu arată, n-au curajul. Deși sunteți semne cardinale. Dar în momentul în care vă decideți, puteți să manifestați această transformare, vindecare, creștere absolută în cea mai frumoasă direcție, către romanță, către te iubesc. Aceasta ar fi prima citire. O să mai fie la jumătatea lunii încă una. Pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent în rac, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, vă pup, numai bine!